Și domnilor, vă spun din nou bună ziua și bine ați venit la Rădășeni! Bine ați venit la festivalul Hora Rădășenilor! Noi, Danusia Grumăzescu și Anca Gabriel, vom continua prezentarea acestui minunat spectacol. Astăzi, cum am mai menționat, pentru noi este o mare zi de sărbătoare cu dublu simbol. Deschiderea primei ediții a festivalului Hora Rădășenilor și premiera familiilor care împlinesc anul acesta 50 de ani de căsnicie. Ne bucurăm că acești credincioși au ajuns la o vârstă așa de frumoasă. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le dea sănătate și să ne ajute ca și ceilalți să ajungă aceste clipe frumoase și aceste zile la care au ajuns ei. Aplauzele vor continua pentru a primi în scenă pe domnul primar Neculai Perju pentru a realiza deschiderea oficială a acestui festival Hora Rădășenilor. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Bine ați venit la prima ediție a festivalului Hora Rădășenilor, organizat astăzi, 23 iulie 2013. Am deosebită plăcere de a anunța prezența la festivalul nostru a oficialităților județului Suceava, reprezentate prin domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava, domnul Alexandru Rădulescu. De asemenea, vreau să anunț prezența domnului deputat Ion Stan din partea Parlamentului României. Avem în mijlocul nostru primar de Vadul Moldovei, primarul, domnul primar de la Florești și așteptăm și pe ceilalți invitați care într-adevăr au fost anunțat. Doamnelor și domnilor, Comuna Rădășeni avea nevoie de acest festival. În primul rând pentru a aduce la cunoștință celor din jurul nostru tradițiile și valorile acestei comune. Un popor care își uită tradițiile, își uită istoria, care nu știe să-și cinstească înaintașii, este un popor fără identitate, fără coloană vertebrală. Comuna Rădășeni a mai organizat în trecut un festival numit Flori de Măr, care a fost susținut pentru o singură ediție, moment după care s-a lăsat tăcerea. Iată, dragi concetățeni, că încercăm acum, în an de criză, să setăm prin acest festival un nou început în planul activităților culturale ale comunei. Și sperăm să ducem această tradiție mai departe, organizând festivalul în fiecare an. Pentru a lămuri încă un singur lucru, declar că acest festival a fost realizat și susținut doar de sponsori care, într-adevăr, și-au adus un aport deosebit în realizarea acestui obiectiv. Doamnelor și domnilor, să trecem la partea oficială, pentru că este prima ediție când în Comuna Rădășeni încercăm să înodăm, să dăm o atenție părinților noștri, bunicilor noștri, cei care sunt în viață după 50 de ani de la oficierea căsătoriilor. Dorim să fim pilonii unei noi tradiții, referindu-mă aici la cinstirea celor care își fac anul acesta, șervează nunta de aur, cei 50 de ani de viață de familie. Este un privilegiu pentru mine de a mâna diplomele de onoare, de a adresa felicitări și de a le transmite la mulți ani tuturor celor 16 cupluri din Comuna Rădășeni, care în anul 1963 au hotărât să pornească împreună la drum în viața de familie. Vă rog să-mi permite să invit în scenă pe următoarele familii, Stratulat, Grigore și Ileana, care și-au oficiat prima căsătorie anului 1963 la data din 10 ianuarie. Sofica, Ioan și Catinca, cu regret, astăzi au un moment deosebit de dureros în familie, căsătorie oficiată la 7 februarie 1963.
Irimia, Vasile și Georgeta. Ceremonie efectuată la 10 mai 1963. Popovici, Vasile și Maria, 11 mai 1963. Pavel, Toader și Paraschiva, 24 mai. Ursache, Neculai și Natalia, 30 mai. Santu, Haralam și Ana, 20 iulie. Onofrei, Grigore și Maria, 15 august. Amarii, Neculai și Maria, 19 august. Nichitoaia, Stelian și Maria, 30 august. Ungureanu, Ștefan și Ana, 17 septembrie. Șoldănescu, Ioan și Catinca, 15 octombrie. Chiruță, Vasile și Georgeta, 9 noiembrie. Sandu, Petru și Catinca, 9 noiembrie 1963. Vreau să le doresc viață îndelungată, sănătate, să ne fie într-adevăr exemplu pentru noi în viața pe care o avem de urmat, în familie și în societate. Este un exemplu de conviețuire și de trăire împreună. Le doresc la mulți ani și vă rog să-mi permiteți a le înmâna diplomele de onoare sau diplomele de aur. Și să cântăm împreună pentru acești domni care au străbătut 50 de ani de căsătorie. Un sincer mulți ani trăiască din tot. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Ansamblu Trandafiru, o piesă de încheiere pentru dumneavoastră de concert. Thank you.
rog să ne mulțumim încă o dată și dați-mi voie să vă invit la pavilionul primăriei pentru a cinsti un pahar de vin, șampanie împreună. Vă mulțumim!